Mă numesc Horhat Răzvan, sunt elev în clasa 10-a la liceul teoretic Avram Iancu, am 16 ani și am luat medalia de bronz la Olimpiada Națională de Informatică. Informatica am descoperit-o în clasa 9-a, pentru că atunci am făcut-o ca materie la liceu și eram convins din clasele anterioare că îmi va plăcea din cauza că îmi plăcea matematica. Am fost și la alte olimpiade de matematică și așteptam să ajung la liceu să văd cum va fi cu informatica și s-a dovedit a fi un domeniu foarte plăcut. Cel mai important lucru pe care l-am aflat despre mine la Olimpiada de Informatică a fost, cred că în principal, faptul că mă pot baza pe mine și pot lucra în condiții de stres. Pentru a face performanțe e nevoie de multă răbdare, pentru a lucra cu mai multe probleme de consecvență și, în ultimul rând, să fii sigur pe tine. În pregătirea de la centrele HAI la Olimpiadă, mi-a plăcut mai ales faptul că am lucrat împreună cu studenți care au trecut și ei prin aceleași probleme prin care trecem și noi și știu mai bine să ne explice, să ne arate unde putem greși, cum gândim, ei știu pentru că au trecut prin aceleași situații ca noi. În centrele de pregătire HAI la Olimpiadă, colegii care ne pregăteau, studenții, ne-au arătat mai multe metode eficiente de rezolvare a problemelor pe care noi nu aveam cum să le cunoaștem sau poate că nu le-am fi învățat la școală. Sunt, oarecum să zic așa, niște șmecherii ale olimpicilor pe care le cunosc ei între ei și ni se împărtășesc din generație în generație. Profesorii de la centrele de pregătire sunt, cum am zis, în principiu studenți și am apreciat faptul că au știut să ne explice tot timpul pe înțelesul nostru, iar calitățile lor ar fi faptul că știu să explice bine și într-un timp cât mai scurt, astfel încât să rezolvăm cât mai multe probleme în acele 3 ore cât facem pregătire. Pot să spun că aplic de multe ori ceea ce învăț la informatică, deoarece mă ajută să gândesc eficient și să rezolv problemele cât mai rapid. Toată lumea face glume că iară tu încerci să rezolvi chestia asta eficient sau încerci să faci cât mai rapid. Peste 10 ani mă văd probabil într-o firmă de IT, de ce nu și în altă țară, dar în principiu aș rămâne în Cluj,